domnule Voica, pentru pomicultură, cum a fost anul acesta, care unde obște a fost un an secetos? A fost așa, până într-o perioadă a fost foarte bine. Uitați-vă ce culoare au merele care... Și aproape de să le recoltăm, a venit o grindină și ne-a făcut praf. A mai venit și seceta și e așa. Cred că ies ca să-mi plătesc datoriile, că noi pomicultorii luăm substanțe de stropit pe caiet, dar nu îmi dă un curaj să mai merg înainte, nici eu nu știu ce să fac. Deocamdată am cules, eu am terminat cu recoltatul, mai am câteva rânduri și le-am dus merele. Cât ați ieșit pe piață? Cât kilogram? Păi nu o să caută niciun măr acum, le-am dus la depozit. Iar merele de industrie sunt la preț de nimic, numai că nu pot să le lași pe câmp, că putrezesc, să acumulează boli și dăunători și trebuie luate, făcute ceva pentru industrie. Uitați aici, de exemplu, bătute de grindină, dar sunt și mere frumoase, dar uitați-vă ce frumusețe de mere, ce culoare extraordinară și gust deosebit. Dar trebuie sortate din cules și oamenii înțeleg, nu înțeleg, numai că, nu știu, sunt așa și așa. Mâna de muncă? Am găsit foarte mulți, am avut oameni pensionari, am avut și unul care e absolvent al Facultății de Comerț Exterior. A fost încântat să facă mișcare, să vină la mere, i-am dat mere, să... Așa, deci m-am înțeles cumva. Ne înțelegem cumva. N-am nici suprafață mare, dar e al treilea, al patrulea an când merge destul de prost și nu știu dacă mai pot să merg înainte.